Salut! Sunt Damian Amfile și astăzi vom vorbi în continuare despre orașul Constantinopol, actualul Istanbul. De data asta ne vom referi la perioada otomană. Ea începe odată cu cucerirea orașului de către sultanul Mahomed al II-lea Cuceritorul la 29 mai 1453. Să vorbim un pic întâi despre cadrul general al Imperiului Otoman. Existența lui începe în jurul anului 1300 și durează până în anul 1922, când la 1 noiembrie acesta încetează să mai existe, fiind înlocuit de către Republica Turcia. Istoria otomană a Constantinopolului durează așadar între anii 1453 și 1922. În noul statut de capitală, orașul se confundă practic cu istoria Imperiului Otoman, pe care istoricii au împărțit-o în trei mari perioade, respectiv cea de ascensiune, de expansiune teritorială, cea de stagnare și respectiv cea de declin până la sfârșitul Imperiului în anul 1922. Cea din tâi perioadă, reprezentată de personalități al unor sultani precum Mahomed al II-lea Cuceritorul, Selim cel Aspru sau Suleiman I Magnificul sau Legiuitorul, este marcată, așa cum spuneam, de cuceriri teritoriale, de progres al Imperiului pe toate fronturile, acesta afirmându-se în acea perioadă drept principala putere a Europei. Sultanii reușesc să cucerească în Europa Belgradul și ulterior Ungaria, reușesc de asemenea să se extindă în Orientul apropiat, cucerind Siria, Palestina, Egiptul și ulterior Bagdadul și întregul Irak, și de asemenea își afirmă supremația și pe mare, extinzându-și treptat suzeranitatea și asupra Maghrebului. În această perioadă de ascensiune, creșterea Constantinopolului este concomitentă cu cea a Imperiului. Dacă Mahomed al II-lea cucerise un oraș în mare parte depopulat, la sfârșitul domniei sale, populația Constantinopolului redevenise una de câteva sute de mii de locuitori, aceasta producându-se datorită politicii de colonizare practicată de către primul sultan care a stăpânit Constantinopolul și ulterior, evident, de instalarea administrației imperiale în oraș, ceea ce a dus la o creștere rapida populației. De asemenea, orașul se bucura de numeroasele resurse care curgeau în Imperiu datorită cuceririlor militare, cât și a negoțului practicat în întregul Orient, fapt favorizat de supremația de pe mare pe care turcii reușeau să-și o impună în Mediterana Orientală. Viața în Istanbulul primilor sultani otomani este considerată ca făcând parte din perioada otomană clasică. Astfel, fastul era integralmente oriental, dar evident că avea legătură și cu fastul bizantin pe care orașul îl moștenise. Locul unde acesta se afla în punctul său culminat este reprezentat de actualul complex muzeal de la Topkapı sau de la Noul Sarai, deoarece primul sediu al administrației otomane din Constantinopol a fost la Vechiul Sarai, Yeni Sarai, situat undeva în zona universității de astăzi din Istanbul. Despre Palatul Topkapı vom vorbi mai mult în episodul următor. Viața la curtea primilor sultan nu era deloc ușoară. Personalul curții se compunea din sute, ba chiar mii de oameni, toți fiind considerați în fapt robii sultanului. Nici viața acestora nu era una simplă, dat fiind că odată cu Mahomed al II-lea Cuceritorul se instaurează o politică de asasinare a tuturor fraților în momentul în care la tron ajungea un nou sultan, ceea ce a dus în secolul al XVII-lea la pericolul stingerii dinastiei Osmane, deoarece ultimul descendent încă nu avea moștenitori. Ulterior, această politică a fost abandonată în favoarea uneia mai permisive, dar totodată și cu consecințe pentru viitorul Imperiului, respectiv cea a claustrării moștenitorilor la tron într-un spațiu denumit Cafes, unde aveau foarte puține interacțiuni umane și de unde mulți au ieșit, după ani de claustrare, aproape nebuni. Primele semne ale decăderii Imperiului Otoman s-au manifestat încă de la sfârșitul domniei lui Suleiman Magnificul.
Ele au fost reprezentate pe de-o parte de retragerea sultanului din viața administrativă a curții, acesta nemai prezidând ședințele divanului, cât și prin lăsarea la putere a femeilor, a celor din harem, cel mai celebru personaj în această privință fiind evident sultana Hürrem sau Roxelana, favorita lui Suleiman, cea care a reușit să-și impună fiul pe Selim al II-lea Bețivul la domnie după moartea marelui sultan, și această perioadă de influență a haremului se continuă până în secolul al XVII-lea, cunoscut și drept perioada de stagnare a Imperiului. În ciuda unor încercări de reformă întreprinse în secolul al XVII-lea de sultan precum Osman al II-lea sau Murad al IV-lea, care a fost ultimul sultan otoman ce și-a comandat personal armatele pe câmpul de bătălie, declinul Imperiului începea să fie din ce în ce mai manifest. Pe de o parte, otomanii rămâneau în urmă față de noile tehnici ale apusului și structura economică a statului lor începea să nu mai fie viabilă. De asemenea, corupția era din ce în ce mai pregnantă în cuprinsul Imperiului și anumite provincii marginale începuseră să manifeste tendințe autonome. Imperiul era în continuare considerat o mare putere, însă nu-și mai putea afirma supremația universală, lucru observabil și în diplomație, odată cu domnia sultanului Murad al III-lea, care începe să dialogueze cu principii creștini de la egal la egal. Dominația haremului asupra politicii otomane a durat până la a doua jumătate a secolului al XVII-lea, când Imperiul a cunoscut o ultimă perioadă de expansiune, cunoscută sub denumirea de perioada vizirilor Köprülü. Mai mulți membri ai acestei familii, excelenți oameni de stat și militari, au reușit să imprime o nouă tendință ascendentă a Imperiului, însă nu au reușit să frâneze elementele de decădere care se manifestau deja în societatea otomană. Primul mare dezastru pe care îl cunoaște Imperiul Otoman în istoria sa este eșecul celui de-al doilea asediu al Vienei din anul 1683. Armata lui Kara Mustafa Pașa este înfrântă de forțele austriece și cele poloneze aliate ale lui Ian al III-lea Sobieski și este nevoită să părăsească în derută Viena, urmând o serie de înfrângeri care îi înlătură practic pe otomani din Ungaria, consfințite în cele din urmă prin pacea de la Karlovitz din anul 1699, ce marchează propriu-zis perioada de început de declin a Imperiului Otoman. În paralel cu primele înfrângeri militare ale Imperiului, viața din Constantinopol cunoaște unele mutații. Dacă la curtea otomană puterea trecea din mâinile haremului în cele ale marilor viziri, în ceea ce privește viața politică a orașului în ansamblu, acesta cunoaște un rol din ce în ce mai pregnant al grecilor, care se retrăseseră în cartierul Fanar, actualul Fener. Deoarece tradiția islamică le interzicea turcilor să învețe limbi străine, ceea ce le limita evident abilitățile diplomatice, acestea au fost încredințate supușilor greci al Imperiului, care aveau o experiență îndelungată. În felul acesta, începând cu a doua jumătate al secolului al XVII-lea, este creat postul de mare dragoman, un echivalent al demnității actuale de ministru de externe, care este deținut în cea mai mare parte de greci proveniți din cartierul Fanar, așadar greci fanarioți, cei care începând cu secolul al XVIII-lea ajung și să domnească pe tronul principatelor românești ale Valahiei și Moldovei. Această influență grecească în afacerile interne ale Imperiului Otoman s-a menținut până la începutul secolului al XIX-lea, când izbucnește Marea Răscoală din Morea, care vizează dobândirea independenței de stat a Greciei. Cu concursul mai multor puteri străine, aceasta se întâmplă după anul 1821, însă în teritoriile care rămân în cuprinsul Imperiului Otoman are loc o prigoană generală la adresa grecilor care sunt înlăturați din toate funcțiile de stat și mai mult decât atât, patriarhul ecumenic este spânzurat chiar în ziua de Paști de poarta patriarhiei ecumenice ca un semn de răzbunare al turcilor față de cel pe care ei îl considerau responsabil de ascultarea tuturor supușilor creștini a Imperiului.
Tot începând cu secolul al XVIII-lea, Imperiul Otoman cunoaște, pe lângă adversarii tradiționali cum erau Imperiul Austriac sau Imperiul Persan, și un nou dușman care s-a va dovedi cel mai redutabil adversar al său din perioada de declin, anume Imperiul Rus. Acesta intră pentru prima oară în conflict cu otomanii în Războiul Sfintei Alianțe, încheiat prin pacea de la Karlovitz, când Rusia încearcă să dobândească o ieșire la Marea Neagră, ce fusese până atunci un veritabil lac turcesc. Ulterior, mai ales începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, rușii poartă din ce în ce mai des campanii împotriva Imperiului Otoman, mai multe războaie dintre ei și turci, având drept principal teatru de desfășurare chiar teritoriul principatelor românești. O perioadă de victorii continue ale rușilor împotriva Imperiului Otoman este cea a domniei țarinei Ecaterina a II-a, care avea drept proiect reinstaurarea Imperiului Grec al Bizanțului și drept aceea își și botezase pe unul dintre nepoții ei, Constantin, și îl învățase limba greacă, visând astfel înlăturarea definitivă a turcilor din Europa. Treptat, odată cu afirmarea marilor imperii coloniale europene, chestiunea Imperiului Otoman sau chestiunea orientală devine subiect al politicii internaționale. Avansul Rusiei către strâmtori și dorința ei de a ocupa Constantinopolul sau Țarigradul devine subiect de îngrijorare la curțile marilor puteri europene, cum ar fi Anglia sau Franța, care se implică la rândul ei în afacerile interne ale Imperiului. Franța își va oferi sprijinul, de exemplu, pentru reorganizarea armatei otomane, care rămăsese în mare parte la tacticile sale medievale, în timp ce flota engleză își face din ce în ce mai des apariția în apele otomane. Momentul culminant al implicării marilor puteri în viața Imperiului Otoman se petrece în secolul al XIX-lea, la jumătatea acestuia, când are loc războiul Crimeii, provocat de un nou atac al Rusiei asupra Imperiului Otoman și de intervenția Angliei, Franței și a altor state europene de partea acestuia din urmă, și cucerirea portului rus de la Sevastopol, principala bază a ceea ce era deja flota rusă a Mării Negre. Declinul Imperiului Otoman din secolul al XVIII-lea s-a resimțit în mod evident și în plan intern, prin creșterea corupției și a exploatării supușilor, prin învechirea armatei și prin manifestarea unor tendințe de independență de către conducătorii provinciilor turcești. Lucrul acesta a devenit evident pentru unii sultani, precum Selim al III-lea și Mahmud al II-lea, care au întreprins o serie de reforme vizând modernizarea armatei, a administrației și a economiei. Dacă Selim al III-lea a eșuat în cele din urmă și a fost depus, în schimb urmașul său Mahmud a avut mai mult succes în implementarea reformelor care au creat o nouă eră otomană, respectiv cea a Tanzimatului, a perioadei când Imperiul Otoman încearcă să prindă din urmă, să spunem, statele europene. Reformele care au marcat societatea otomană începând cu secolul al XIX-lea s-au tradus în mai multe aspecte ale vieții din Imperiul Otoman. Astfel, în ceea ce privește, de exemplu, vestimentația, se face trecerea de la cea orientală la cea europeană, marcată simbolic prin renunțarea la turban în favoarea fesului. În ceea ce privește armata, corpul cel mai cunoscut al acesteia, ienicerii, este desființat de către sultanul Mahmud al II-lea, care optează pentru o armată după modelul european. Toată această tendință de europenizare a Imperiului se răsfrânge și asupra Constantinopolului și este marcată simbolic prin transferul sediului administrației otomane din palatul de la Topkapı către nou construitul palat de la Dolmabahçe. În ciuda reformelor întreprinse de mai mulți sultani otomani în secolul al XIX-lea, declinul Imperiului nu a putut fi întârziat. Otomanii continuaseră să piardă teritorii în detrimentul altor puteri, cum ar fi Egiptul și ulterior Cipru, în favoarea britanicilor, părți din Transilvania, respectiv Banatul de Timișoara, și ulterior din vestul peninsulei balcanice, în detrimentul Imperiului Austriac, respectiv părți din nordul Mării Negre, inclusiv statul vasal al Hanatului Crimeii, în fața Imperiului Rus.
De asemenea, secolul XIX este martorul nașterii naționalităților și al sentimentului de naționalism și în provinciile balcanice ale Imperiului Otoman, ceea ce duce la afirmarea treptată a tendințelor de independență ale statelor balcanice. Tonul a fost dat, așa cum am spus, de către greci care își dobândesc independența statală după 1821, fiind urmați apoi de către sârbi, muntenegreni și în cele din urmă de bulgari. Încercările de nebușire ale mișcării de independență a bulgarilor, întreprinsă de către autoritățile otomane în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, au determinat o nouă intervenție a Rusiei după perioada războiului Crimeei și au condus la ultimul război ruso-turc propriu-zis, pe care noi îl cunoaștem în istoriografia română, drept războiul de independență, care a condus în cele din urmă la pierderea a mare parte din teritoriile balcanice de către Imperiu, ce mai păstrează doar o fâșie teritorială pornind din Albania, trecând prin Macedonia și mergând până în Tracia. După încheierea războiului ruso-turc din anii 1877-1878 și tratatul de pace de la Berlin, Imperiul Otoman își capătă renumele de omul bolnav al Europei, un stat a cărui dispariție era doar o chestiune de timp. Domnia de un sfert de secol a sultanului Abdul Hamid al II-lea vede o încercare de proclamare a Constituției, care însă nu s-a concretizat ulterior, cât și un curent de afirmare a naționalității turce prin intermediul junilor turci, un grup preponderent de ofițeri care încercau reconstituirea Imperiului pe baze naționale. După ce fusese vreme de 3 secole capitala uneia dintre cele mai puternice state ale lumii, la începutul secolului 20, situația Constantinopolului era din nou una precară. După ce pierduseră un război cu Italia în Africa de Nord și primul război balcanic împotriva Bulgariei, Greciei și Serbiei, otomanii se vedeau restrânși în Europa doar la împrejurimile capitalei. Deși Imperiul a reușit o oarecare revenire în decursul celui de-al doilea război balcanic, când a reușit recucerirea vechii capitale de la Adrianopol, actualul Edirne, situația sa nu era deloc una de invidiat. Între timp, politica externă otomană se reorientase dinspre Marea Britanie către Germania și aceasta explică intrarea Imperiului alături de aceasta și de Austro-Ungaria în primul război mondial împotriva Antantei. Această decizie nu s-a dovedit neapărat a fi una inspirată pentru turci, care au suferit mai multe înfrângeri în Caucaz în fața trupelor ruse, însă au reușit o rezistență eroică în fața trupelor aliate care au debarcat la Gallipoli, în strâmtoarea Dardanele, încercând să forțeze desfacerea strâmtorilor și astfel accesul în Marea Neagră. Anul 1917 este martorul înfrângerilor finale ale turcilor și în felul acesta, în 1918, Imperiul se găsește printre perdanți și este nevoit să încheie pace, Constantinopolul intrând sub ocupația unei forțe de pace internaționale. După încheierea primului război mondial, puterile învingătoare ale Antantei au prevăzut o împărțire aproape generală a ceea ce mai rămăsese din teritoriul Imperiului Otoman în noi sfere de influență, turcii rămânând în mare parte izolați în Anatolia. Mișcarea naționalistă republicană inițiată de către Mustafa Kemal Atatürk a reușit să inverseze unele dintre aceste prevederi și să dea Republicii Turcia, fondată la anul 1922, configurația sa teritorială actuală. În schimb, dinastia osmană, odată cu pierderea primului război mondial, și-a pierdut credibilitatea în ochii populației, astfel la data de 1 noiembrie 1922, ultimul sultan otoman, Mahomed al VI-lea, era nevoit să abdice, ceea ce punea capăt existenței istorice a Imperiului Otoman, cât și statutului de capitală imperială al Constantinopolului. Aceasta a fost perioada otomană a istoriei Constantinopolului. În episodul următor vom vorbi despre principalele monumente pe care le poți vizita la Constantinopol, datând din această perioadă.
Dacă dorești să afli mai multe informații, te aștept la conferința pe care o voi organiza împreună cu domnul Sorin Constantinescu în data de 15 noiembrie la Biblioteca Centrală Universitară. Pe curând!